Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, există și persoane care doresc să aducă bucuria în suflet nu doar apropiaților, ci și persoanelor cu care soarta nu a fost destul de blândă. Este vorba despre părintele Tudor Georgian, care nu a uitat de cele 8 suflete care locuiesc în casa de tip familial Sfântul Ioan din municipiu. Preotul le-a oferit fiecăruia bani cu care copiii au mers la magazine și și-au cumpărat, după preferințe, singuri cadoul de Moș Nicolae. Acțiunea preotului Tudor Georgian nu este singulară, acesta având de mai multe ori inițiativa unor gesturi caritabile în beneficiul copiilor de la casa de tip familial Sfântul Ioan, casă care este chiar în vecinătatea bisericii unde preotul Tudor Georgian este paroh. Vrem să-i mulțumim pe această cale pentru bucuriile pe care le oferă copiilor din sistemul de protecție și pentru implicarea sa socială. Copiii cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani au putut simți din plin astfel bucuria sărbătorilor de iarnă. Cu banii primiți, cei 8 copii și-au cumpărat îmbrăcăminte și încălțăminte. Casa de tip familial Sfântul Ioan face parte din structura rezidențială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.